Iar Denis și Ada au, în sfârșit, o discuție serioasă. Eu am pățit de multe ori să mă îndrăgostesc la prima vedere sau să mă atrag o fată așa din prima, să o văd, să zic, da, mă rog asta. Și de puține ori am dat curs situația mai departe. Acum că mă uit așa la toate fetele care sunt în casă, Dargi dă spre genul meu de fată și am stat mult și am vorbit și mi-am dat seama că avem și interese comune, uh-huh, avem ce să facem împreună și că am putea să ne cunoaștem. Și oricum eu ieri voiam să vorbesc cu tine, de-aia eram și așa mai tulburat aseară, în pat, eram așa, n-am putut dormi, gânduri nu că eu... Nu pot să cred că n-ai dormit din cauza asta. Nu exista niciodată în viața asta să stau cu o fată într-un pas și să nu se întâmple ceva. Și aseară stăteam spate în spate, am crezut că dorm cu fratele meu, să mor eu. Gen, nu te fac să suferi, clar, da, că ne știm de o zi. Dar așa, nu-mi place mie că ți-am dat ție curs, m-am pupat cu tine... Te-ai simțit vinovat. Da, cumva. Ți-am dat ție curs, am vorbit cu tine, după o venit Nargi, i-am făcut niște gesturi, i-am dat și ei curs, am vorbit și cu ea, m-am pupat cu tine, m-am pupat cu ea, a avut provocare o fată, m-a pupat și fata aia, m-a pupat trei fete, eu selectiv, eu de când nu mai am relații de 3 luni, 4 luni, am făcut odată dragoste, am făcut odată sex și nu s-a terminat, adică n-a avut final acel sex și de atunci n-a mai fost nimic, numai pupe și miștouri. Acum mi se pare mult mai clar totul. Când te-am văzut aseară, când am venit în pat, când te-am văzut așa că ești preocupat și păreai așa, nu știu dacă păreai supărat, dar mi-am dat seama că ceva nu e ok cu tine, când am văzut că nu ești, că nu comunici, că nu... Am zis să te las cumva în sucul tău să vezi tu ce gânduri ai și așa, pentru că nu am vrut să presez, știi? Da. Nu mă regăsesc deloc lângă ea, adică nici în stil de viață, nu văd ce lucruri am avea în comun în afara show-ului, nu am simțit o atracție fizică deloc. Da, ai înțeles tu. Mai vorbim mai oricum vorbim, după ce urcăm, că mai aveam chestii de spus. Mai vorbim, stai liniștit, poți să vorbești oricum cu mine, chiar nu e nicio problemă și te înțeleg perfect, adică cred că suntem pe aceeași lungime de undă cu ideile astea. Nu simt aici nimic. Și când nu simt aici, stau cu o scârbă în pat, stau cu o scârbă la masă, stau așa, nu știu. Sunt complicat și îmi pare rău că s-a așa complicat.